Bună ziua și Hristos a înviat! Bine ați venit la o nouă lansare în librăria noastră. Editura Sofia vă propune astăzi o carte despre un concept mai puțin cunoscut la noi în țară. Conceptul de medicină creștină. Odată cu secularizarea, perspectiva asupra sănătății și îngrijirea ei, dezvoltată de tradiția creștină, s-a pierdut într-o mare măsură. Astfel, astăzi ne aflăm în dificultatea de a înțelege sau a înțelege foarte puțin acest concept de medicină creștină. Domnul doctor Daniel Hinshaw, medic practicant și profesor de chirurgie și paliație la Universitatea Medicală din Michigan, la Universitatea Transilvania din Brașov și la seminarul Sfântul Vladimir din New York, a scris această carte pe care o lansăm astăzi, Suferința și natura vindecării, tocmai în scopul de a face cunoscută mai bine această teorie, acest concept de medicină creștină. Alături de dumnealui astăzi se află soția dânsului, doamna Jane Hinshaw, instructor clinic de psihiatrie la Universitatea din Michigan, care este specializată în tratarea sindromului din golf, părintele dr. Tudor Ciocan, preot misionar la Capela Spitalului Clinic de Ortopedie Foișori din București, și domnul dr. Pavel Chirilă, doctor în științe medicale cu supra-specializare în fitoterapie și homeopatie, medic primar de medicină internă, profesor de bioetică laică și creștină, președinte al Asociației Române a Medicilor Fitoterapeuți și director al Fundației Sfânta Irina. După cum știți, Fundația Sfânta Irina a construit în 2006 Centrul de Îngrijiri Paliative Sfânta Irina, care are ca scop îngrijirea specializată a bolnavilor de cancer și leucemie aflat în stadiu avansat. În cadrul acestui centru, specialiștii oferă în mod gratuit și fără nicio discriminare asistență medicală, socială, psihologică și spirituală, atât bolnavilor cât și familiilor acestora. Fundația Sfânta Irina, de asemenea, a mers mai departe în proiectul acesta de a asigura îngrijirea bolnavilor de cancer, iar pe data de 25 septembrie 2016 a inaugurat în localitatea Slatina Nera din județul Caraș-Severin lucrările de construcție a clinicii Nera, centru pentru cercetări în recuperarea oncologică, destinat bolnavilor aflați în recuperare după traumele după tratamentele făcute împotriva cancerului. În prezent, domnul doctor este atât director cât și medic la Centrul Medical Naturalia, aflat în Voluntari, dar de altfel cred că știți. După aceste prezentări, aș dori să intrăm direct în subiect și îl voi întreba pe părintele, îl voi ruga pe părintele, înainte de a ne prezenta, de a ne vorbi despre carte, să ne spună cum înțelege biserica sănătatea, boala și vindecarea bolii. Hristos a înviat și mulțumesc pentru invitație și sunt chiar foarte bucuros că pot să particip la o astfel de lansare de carte. Sunt de 17 ani preot de spital, în spital, și am văzut foarte multe aspecte ale suferinței și încercarea de ieșit din această suferință. Suferința care niciodată nu este doar fizică și o să găsiți și în carte foarte bine abordat acest subiect. Suferința este totdeauna dincolo de planul somatic, are un ecou psihic sau uneori se întâmplă și invers din cauza problemei psihice și se ajunge la probleme somatice. Problema majoră de care m-am lovit eu este lipsa unei perspective autentic creștine asupra bolii din punct de vedere al celor mai multe dintre cadrele medicale, asta ne însemnând că nu sunt creștini, acest
medici sau asistente nu sunt creștini, unii chiar practicați, și a pacienților. Și aici voi veni cu răspunsul oarecum la întrebare. Suferința nu este firească omului în starea lui naturală, așa cum a fost creat. Suferința este, aparține omului căzut, firii omului căzut. E o pecete de care nu avem cum să scăpăm în lumea aceasta, a suferinței. Suferința este provocată de cele mai multe ori de păcat. Nu de păcat, sigur de păcatul adamic, uneori de păcatul individual. Din păcate, ceea ce nu putem noi să facem, așa cum și-ar dori pacienții și creștinilor să facem, este ca, dezlegând păcatul, prin taina spovedanii, să dobândim și vindecarea trupească. De ce mai multe ori nu funcționează așa, repede? Se lucrăm, spovedim, omul îi pare rău de păcatele făcute. Mă refer la bolile grave, de gen cancer, și în care ai timp să stai cu respectivul creștin. Îi pare rău de păcatele făcute, se pocăiește sincer, dar lucrarea aceasta a pocăinței nu duce întotdeauna la rezultatul la care și l-ar dori inițial omul, și anume la vindecare. Știm că a fost acum, duminica aceasta a slăbănogului, știm că acesta timp de 38 de ani și-a așteptat vindecarea și a dobândit vindecarea de neputința sa prin binecuvântarea lui Hristos. Dar în această neputință a ajuns din pricina păcatului. De cele mai multe ori, creștinii noștri, cu care avem de-a face, așteaptă, cum am spus, și-ar dori ca prin spovedanie și prin Sfânta Împărtășanie să dobândească imediat vindecarea trupească. Și de ce mai multe ori nu se întâmplă aceasta. Și atunci trebuie să ajungem la o concepție mai largă asupra vindecării trupești și asupra rostului venirii Hristos în lume. Pentru că Mântuitorul nu a venit neapărat în lume pentru ca să ne dobândească aici vindecarea, să spun așa, n-a venit să așeze o împărăție pământească văzută, ci a venit pentru ca să ne dăruiască împărăția cerului. Altfel spus, vindecarea trupească nu este scopul venirii lui Hristos aici. Și ca atare, vindecarea trupească nu trebuie să fie nici scopul creștinului care ajunge în stare de suferință. La un moment dat, și știm prea bine, că Hristos cere ca cel care îl iubește să-și ia crucea, să-l urmeze lui. Și atunci când îți iei crucea, înseamnă să te lepezi de totul, cum spune și Mântuitorul, să-ți vinzi averile, să te lepezi de totul, să te lepezi de omul cel vechi, de patimile cele omul cel vechi, și să ajungi într-o stare de profundă comunie cu El. Dar luarea crucii nu se face doar pentru ca ea să fie plimbată de aici acolo. Pe cruce se moare de către fiecare dintre cei care vor să-L urmeze pe Hristos. Bineînțeles că este o cruce spirituală, este și o cruce trupească a bolii, a neputinței. Așadar, ceea ce trebuie să înțelegem fiecare dintre noi este că dacă vrem să urmăm lui Hristos cu adevărat, trebuie să ne ducem crucea și să murim pe cruce. Pe cruce ajunge orice om care trăiește aici, indiferent dacă este creștin, practicant sau nu. Nu există om în lumea aceasta
care să nu suporte suferința. Suferința aceasta este cruce, este crucea noastră. Uneori suferințe sunt mai mici, uneori se accentuează, uneori sunt acute, uneori sunt cronice. În momentul în care suntem pe cruce, nu suntem încă uniți cu Hristos. Avem de ales în momentul respectiv și asta trebuie să înțeleagă și eu ca preot am această datorie să-i fac să înțeleagă pe cei cu care am de-a face, că avem de ales între a fi pe cruce cu tâlhar de-a dreapta sau cu cel de-a stânga. Pe cruce suntem oricum. Este un moment, o carte care mi-aș dori să fie cunoscută de cât mai mulți dintre noi, inclusiv dintre studenții la medicină, și să fie crezută, nu doar citită. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim! Cer iertare că nu am precizat de la început. Traducerea este asigurată de doamna Anca Popescu, profesor de limbă engleză la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, și de domnul Adrian Tănăsescu, traducător și redactor șef al editurii Sofia. Cum spuneam la început, conceptul de medicină creștină este foarte puțin cunoscut. De aceea, îl voi ruga pe domnul dr. Pavel Chirilă, înainte de a ne prezenta cartea, structura ei și ceea ce vrea să ne transmită domnul dr. Daniel Hinshaw, să ne explice puțin conceptul de medicină creștină. Stimați invitați, conceptul de medicină creștină nu este nou. El este la fel de vechi ca și Sfânta Scriptură. El se găsește în paginile Sfintei Scripturi, se găsește în toată literatura patristică și se găsește în experiența vie a Bisericii. Pentru că se poate dezvolta mult acest concept, s-au scris până în prezent în lume mii de pagini, și pentru că spiritualități străine de ortodoxie au invadat în ultimii ani Europa și fiecare vine cu conceptul ei de vindecare și are o părere proprie despre suferință și vindecare, s-a simțit nevoia aceasta de a valoriza conceptul de medicină creștină în lumea ortodoxă. Ei bine, n-am să prezint decât câteva principii ale acestui concept, care vor fi destul de lămuritoare. Primul principiu spune că noi provenim dintr-o ființă căzută și că e bine să nu uităm lucrul acesta niciodată. Faptul că provenim dintr-o ființă căzută înseamnă că suntem vulnerabili și îmbolnăvibili. Prin rațiuni proprii care țin de existența noastră, prin unele greșeli care le facem, dar și prin pedagogia divină care ni se aplică în fiecare zi a vieții noastre, putem deveni bolnavi, plecând de la statutul nostru de persoană vulnerabilă și îmbolnăvibilă. Se spune că în rai Adam a căzut pentru că sufletul lui nu a ascultat de Dumnezeu. După cădere, trupul omului nu mai vrea să asculte de suflet. Și în felul acesta a intrat suferința în lume. După ce Adam a gustat, Dumnezeu l-a întrebat: Adame, unde ești? Iar el a răspuns: m-am ascuns căci mă tem. Acest mă tem este primul simptom menționat în Sfânta Scriptură.
El este cel mai frecvent simptom, cea mai frecventă suferință în toate cabinetele și spitalele de medicină din lume și nu l-a părăsit pe om până în ziua de astăzi. Și probabil că nu-l va părăsi până în clipa Apocalipsei, care spre sfârșit are acest verset care spune că nici durere, nici lacrimă nu vor mai fi. Ei bine, al doilea principiu ne spune că omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu în om îi conferă șansa vindecării absolute. Oricât de căzut, de bolnav sau de ticălos ar fi un om, el poartă în el șansa absolută a vindecării lui. Al treilea principiu spune că dacă trupul și sufletul sunt sănătoase și au o relație personală cu Dumnezeu, el este un om vindecat. Ceea ce este paradoxal și necreștinii nu pot să înțeleagă, este principiul din medicina creștină care spune că dacă doar sufletul este vindecat, întreaga persoană este vindecată. Pare mai greu de înțeles, dar în realitate așa este. Trebuie să ne obișnuim cu aceste paradoxuri sau antinomii pe care le găsim în conceptul medicinei creștine. Pentru că Părintele Stăniloae spune că la moarte ființa coboară și persoana urcă. Iar cel care se vindecă sau nu se vindecă este de fapt persoana, mai puțin ființa. E bine, al patrulea principiu spune că există cauze spirituale ale bolilor. Despre ele noi nu învățăm la facultate. N-am învățat nici când am terminat eu facultatea, acum 45 de ani, nici cei care au terminat-o acum 100 de ani și probabil nici cei care o vor termina în următoarele sute de ani. Medicina academică refuză să accepte că există cauze spirituale ale bolilor. Cu greu, acum vreo 30 de ani, au intrat în tratatele de medicină cauzele psihologice ale bolilor. Dar ele se referă doar la relația omului cu alți oameni, pe când cauzele spirituale ale bolilor se referă la relația omului cu Dumnezeu. În Sfânta Scriptură se găsesc menționate sute de versete care exprimă o cauză spirituală a bolii. Ei bine, următorul principiu ne spune că medicina creștină are metode proprii de abordare și vindecare a bolnavului. Biserica, spunem noi, este un spital, nu este un tribunal. Ce înseamnă metode proprii de vindecare a bolnavului? Credința, dorința de a se vindeca, pentru că Mântuitorul îi întreabă pe unii bolnavi, vrei tu să te vindeci? Pe alții îi întreabă, crezi că pot să fac eu aceasta? Înseamnă rugăciunea, înseamnă postul. În conceptul de medicină creștină, postul este o armă, nu este o virtute.
După aceea sunt ierurgiile, sunt sfintele taine, toate au un efect vindecător. În fine, un ultim principiu ne spune că medicina creștină, terapeutul, e preocupat de evoluția sufletului în veșnicie. E vorba de sufletul bolnavului. Indiferent că el se vindecă și pleacă sănătos de la terapeut, sau viața lui se sfârșește, medicul creștin e dator să se gândească și să se roage pentru sufletul acelui bolnav. I retired last year after serving 30 years at a veterans hospital in the United States for our military veterans. And for me, it was an extreme honor to work with military veterans who'd served our country selflessly, as Dan worked at the same hospital. So as far as my practice, I did general psychiatry, but working with mostly men, who had been severely traumatized. And many who suffered from very disabling, severe mental illness. And I think people who have this mental suffering have a special burden of suffering because it's not understood by our cultures very well. Probably cultures worldwide don't understand it. You can't cut it out. So I think they're really God's special children, and I was honored to be able to work for so many years. Onorat să lucrăm atâția ani împreună. So as far as așa încât, as applying my Orthodox faith, aplicându-mi o credință ortodoxă, I think we grew up cred că am crescut, evangelical Christians, Protestants. Noi am crescut ca protestanți evangeliști. But when we became Orthodox in 1995, dar când am devenit ortodox în 1995, it redefined our whole lives, and including how we saw ourselves, how we saw suffering, ne-a schimbat toată viața și felul de a privi totul, suferința, and how to relate to our patients, cum am relaționat cu pacienții noștri. So when Dan went back and retrained in palliative care, atunci când s-a îndreptat spre îngrijirea paliativă, I was allowed to spend some time with him in the fellowship as well. Mi s-a permis să petrec ceva timp cu el în această branșă. So we were able to grow together in our understanding of the term coined by Cicely Saunders, total pain. Așa încât am reușit să creștem împreună în înțelegerea ceea ce înseamnă durerea totală, un termen folosit de Cicely Saunders. She founded the modern hospice movement and ea a fondat o mișcare and is a real hero of ours, heroine. Cicely Saunders is a hero of ours. All right. Cicely Saunders este o eroină de-a noastră. Because I think in her definition of total pain, cred în definiția ei de durere totală, she was able to really define, a reușit într-adevăr să o definească more completely what suffering is. Să definească mai complet ceea ce este suferința. So it's an understanding of suffering, but it's also an understanding of healing. Este o înțelegere a suferinței, dar este totodată o înțelegere a vindecării. So when people came to me with severe psychosocial suffering, atunci când oamenii veneau la mine cu suferințe psihosociale severe, they certainly wanted me to address that foremost. Voiau, așteptau de la mine să
mă raportez la această problemă a lor în primul rând. But after I was able to stabilize them with medications. Apoi am reușit să stabilizez situația cu medicație. Then I would challenge them. Apoi i-am provocat. And say, now if you really want to be healed. Și acum, dacă chiar vreți să fiți vindecați, you need to address these other parts of your life. Aveți nevoie să vă raportați la aceste probleme ale vieții voastre acum. So then I would talk about total pain and say you need to take better care of yourself physically. Așa că trebuie să aveți de acum încolo grijă singuri de durerile voastre. We'll continue to work on the psychological piece. A trebuit să ajungă la liniștea psihologică. We need to get some healing in your social relationships and get you back in community with people. Să îți vindeci relațiile sociale și să ai o relație sănătoasă cu ceilalți. And then you need to deal with your spiritual life. Și apoi trebuie să te ocupi de viața ta spirituală. And many people in our country unfortunately say, oh, I don't believe in God or I'm not religious. Dar mulți dintre cei din țara noastră au spus, nu cred în Dumnezeu, eu nu sunt religios. But I say, we've got to start somewhere. Everyone is spiritual. Dar trebuie să începi de undeva din spiritualitate. We all search for meaning in our lives. Trebuie să cauți, le-am spus, trebuie să cauți un sens al vieții tale. And if you're really going to be healed, you've got to include the spiritual component. Vrei să te vindeci cu adevărat, trebuie să incluzi în preocupările tale partea spirituală. Now, I didn't tell them what that was per se at a government hospital, but I challenged them to go back to their church. Exact. Ce au de făcut în spital, dar le-am spus că trebuie să meargă la biserică. And those that were open, we would talk openly about faith. Și cei care au fost deschiși au reușit să-și găsească drumul. I think the reference in the scriptures to the gentleman who found a treasure buried in a field and then cred că e vorba de referința la cel care a găsit o comoară în pământ, o comoară scumpă, prețioasă în pământ. I think that describes for many of us in the West who come to the Orthodox. Asta înseamnă pentru noi ortodoxia, pentru noi cei care trăim în vest. Comoara ascunsă în pământ. Our experience in that journey. Experiența noastră, în călătoria noastră. The problem with the Occidental mind, though, is or the person is that we start up here and it takes a long time to go down to here. Este foarte greu să ajungă o persoană de la minte la inimă. Drumul de la minte la inimă este. So my experience as a Protestant Christian was an intellectualization. Experiența mea ca protestant era o intelectualizare of the faith. A credinței. And I certainly know very good, very devout Protestants who live on a deeper level than I ever did. Și știu că există protestanți care trăiesc la un nivel mai adânc decât am trăit eu vreodată. But the tendency within the Western expression of the faith, whether it's Roman Catholic or Protestant. Dar tendința în expresia credinței creștine, fie că este protestant, fie că este catolic. Especially since the Enlightenment. Mai ales de la iluminism încoace. Is this emphasis on acest accent pus pe on an intellectual understanding? Înțelegerea intelectuală. And that somehow that connects with the idea of faith. And that somehow means or is interpreted. Și aceasta este interpretată drept credință. That it becomes in a sense faith. What I think was startling, and it continues to startle me. Ceea ce mă uimește, ceea ce m-a uimit și continuă să mă uimească, să mă surprindă. About the Eastern Church. Despre Biserica Răsăriteană. Is the realization. Este realizarea. Actualization. Și actualizarea. Both in the liturgical life of the church. Atât în viața liturgică a bisericii, cât și in the life outside of the liturgical viața din afara vieții liturgice.
that că we encounter reality ne întâlnim cu o realitate through metaphor. Prin metaforă. And that this is something that to a Western mind și acest lucru pentru mintea apuseană, pentru o minte apuseană, has been lost. S-a pierdut. So to a Western thinker, pentru gânditorul apusean, the Eucharist is either the body and blood of Christ or it's bread and wine. Euharistia este fie trupul și sângele lui Hristos, fie pâine și vin. But the Eastern Church has always lived with this tension between, yes, if you analyze it in chemical terms, it's bread and it's wine. Dar biserica răsăriteană, într-adevăr, dacă a trăit tot timpul cu această concomitență, că da, poți, dacă o analizezi chimic, să constați că este pâine și vin, dar but the very real presence and power of God is there as well. Prezența reală și via lui Dumnezeu este acolo. And if you believe that, dacă crezi acest lucru, but not purely in an intellectual level, dar nu doar la nivel intelectual, but to the point of the early Christians, dar ca un creștin adevărat, who would act upon it, care se împărtășește cu ea. They were so confident in the relationship that represented with the deity, with ultimate reality, that they wouldn't hesitate to engage with death in a direct way. Încât nu va ezita să se confrunte cu moartea în mod direct. The pagan physician Galen, who so dominated Western medicine. Medicul păgân Galen, care s-a confruntat cu Galen. He thought the Christians were absolutely insane. El credea că medicii sunt pur și simplu nebuni. When the plague comes, you run for the hills. You run out of town. You escape from it. You don't stay behind and nurse the sick. Nu stai lângă bolnav să-l îngrijești, ci fugi, mai ales dacă era vorba de boli molipsitoare, ci fugi în afara orașului. This is the first, I think, what Dr. Curillo was talking about, that the fear is the first sort of symptom of our brokenness. Spunea și domnul Dr. Pavel Curillo că primul simptom este frica. But it was the relational nature between the Christian and God. Dar există o natură relațională între creștin și Dumnezeu. With the absolute certainty that whatever happens to me now, cu certitudinea absolută că orice mi se întâmplă acum, I am in the hands of the source of all being, of ultimate reality. Sunt în mâinile realității ultime, sunt în mâinile lui Dumnezeu, care este realitatea absolută ultimă. And the ultimate paradox too is that this ultimate reality that we cannot know. Și paradoxul ultim, we cannot know directly. Că nu putem ști în mod imediat, direct. Insisted on becoming one of his own creatures, so that we could know him. A insistat să devină ca una din creaturile sale, astfel încât noi să-l putem cunoaște. And became so vulnerable intentionally. Și a devenit atât de vulnerabil în mod intenționat. That he would make it possible for us to hate him in the most direct and physical way. Încât ne-a dat posibilitatea, a dat posibilitatea omului să-l lovească în mod direct. St. Athanasius speaks of God became man so that man could become divine. Dumnezeu s-a făcut om astfel ca omul să devină Dumnezeu, să devină îndumnezeit. But God became man so that man could torture God. S-a făcut om astfel, dar și putem spune că Dumnezeu s-a făcut om astfel ca omul să-l poată tortura. And I think there has been this sense, especially in the Western expressions of the faith, of sort of minimizing the real physical nature of how we encounter God.
minimalizarea naturii felului în care putem întâlni pe Dumnezeu apare în special în creștinismul apusean. Suffering before Christ had no real meaning. Suferința suffering before Christ really had înainte de Hristos, suferința nu avea sens. Human history istoria umană really begins at the cross. A început cu adevărat la cruce. And then din momentul works cruci. Back in all directions. Și apoi s-a răspândit în toate părțile, în sus, în jos. Because God in, exists outside of time. Pentru time is part of the Dumnezeu created order. Dumnezeu există în afara timpului. We're in time. Noi suntem în timp. And yet God enters time. Și totuși Dumnezeu intră în timp. In this very paradoxical way. În acest fel paradoxal. So that he can pull us into that other experience. Astfel încât să ne ofere noi experiența aceasta. But it's through forming a relationship with him. Dar prin formarea unei relații cu el. And that relationship again in the Eastern Church. Și acea relație în special în Biserica Răsăriteană. As both the father and Dr. Friel emphasized, părintele și domnul doctor, is one again using a metaphor is este una din nou folosim o metaforă. Is medical in the sense that the church is a hospital. Este medicală în sensul în care biserica este un spital. Yes, you could look at it in the sense of a court. Da, ne putem gândi la ea și în sensul unei curți de justiție. And in that sense, we're hopeless. Un tribunal, dar în sensul acesta totul ar fi fără speranță. So that Western image helps us see how sick we really are. Biserica apuseană ne ajută să vedem cât de bolnavi suntem de fapt. But it's the Eastern vision that completes the picture. Dar viziunea răsăritană completează imaginea. And brings us to the healer. Și ne aduce la tămăduitor. And so to summarize și ca să rezum this transition and the impetus, I guess, for the book trecere spre subiectul cărții is that our life is a preparation for our death. Este că viața noastră este o pregătire pentru moartea noastră. And the suffering is essentially our dying. We are dying from the baby. Și suferința noastră este că noi vom muri încă și suntem ne îndreptăm spre moarte încă de când ne naștem. And if we're not Lazarus, most of us have one chance to die, and we hope we can die. Și dacă nu suntem Lazar, vom avea o singură șansă de a muri. Ar fi bine să spunem o altă legătură. Poate aceasta este legătura fundamentală cu poporul român. Faptul că dânsii au fost fii duhovnicești ai părintelui Roman Braga, un părinte român care a stat mulți ani în închisoare și a reușit la un moment dat să scape din regimul comunist, prima dată în America de Sud, după aceea în America de Nord și s-a stabilit la mănăstirea Maicii Alexandra, fosta prințesă Ileana, și deci în ultima săptămână a vieții lui l-au asistat tot timpul. Dormișen. Adormirea Maicii Domnului. Nu, da. Nu e a Maicii Alexandra? Nu. Cealaltă. Ok, scuze. S-a mutat de la mănăstirea Schimbării la Față la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Roman Braga. Părintele Roman Braga. Mulțumesc.